Și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5, numele meu este Ionuț. Iar data trecută știu că am terminat un jaf de 4 milioane de dolari, cred. Nu pot să-mi mai aduc aminte. Și iar acum văd că trebuie să mergem la Michael, să continuăm puțin misiunile, storyline-ul. Mașina mea arată puțin mai bine. Nu știu sigur dacă v-am arătat în ultimul episod. Hai să mergem la Michael repede. Să facem și de-astea. Ce-s astea? Nu, facem doar storyline. Bun, mergem la Michael repede. Mă, cum se aude mașina asta, e nebunie cu ea. Dacă mi-ar da și mie băieții ăștia voie pe aici printre ei, poate... Aici folosim puțin abilitatea ca să nu intrăm în toți parapeții. Holy fuck, cât de repede merge. Bine, și aici. Oh, n-am cum să opresc aici. Perfect. L-am atins. Dacă vezi mai abilitatea. Bă, deci mașina asta arată prea bine, adică mie îmi place mult. Ajungem repede la Michael, mai avem 800 de metri. Tot folosesc abilitatea, e chiar foarte folositoare abilitatea Franklin. Adică uite la ce viteză merg și cum pot să țin controlul cu mașina asta. Bine, cu orice altă mașină, așa avea. Și uite că am ajuns și la Michael. S-a deschis și poarta. Hai să parcăm mașina aici la umbră. Perfect. Și să vedem ce face Michael al nostru. Michael. Ah, merge singur. Ah, bea, ca întotdeauna. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey, long time no see. And what about Trevor? If that Cine mi-a pus asta? Nu mi-a aducat aminte de el. You are D-O-N-E fucked. Don't worry about Trevor. Trevor's dead. Gotta be. Trevor? Cred că Trevor e celălalt caracter. Ce? Oh, no. Asta e Trevor. Ce introducere au putut să-i facă? Place și tatuajul lui. Doamne. Da, el e Trevor. Era prietena lui. Fucking my girl, man, it's wrong. I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Fuck you, Trevor. Still love her. Alright, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. So I know. Messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug. Yeah.
Oh nu, oh nu. L-a omorât. E nebun tipul ăsta. Tipul ăla e mort acolo. Mamă, e nebun rău tipul ăsta. Suntem în mijlocul deșertului. Place zona asta. Ia să vedem aici. Caută cumva pe... Caut pe Michael. Varză pe ăla. Nu, ce-mi place zona asta. Mi-ar plăcea în realitate să locuiesc pe undeva pe aici. Sincer. Ia să vedem ce facem noi aici. Nu, are creier pe talpă. Da, deja începem cu acțiune. Ups. Stați, mă, băieți, unde fugiți că vă prind. Trebuie să urmăresc mașina aia. Oare am voie să trag în ăștia? Sau... A, da, am voie. Bă, e greu să... Băi, să... Bă, l-am pierdut pe tipul ăla. Wait. Da, pierd. Băi, deci nici n-am început bine că deja pierde misiune. Hai, ia uite, mă, deci era pe partea asta și trebuie pe partea asta, urge. Oh my god. Uite. Hai că poate nu-i pierdem. Hai că poți. Ah, hai mă, că nu-i pierdem. Huh. Ia uite-l și pe ăsta. Bă, dar nu pot să-i nimeresc în sfârșit. Hai, încă unul. Încă unul jos. Băi, dar e... Ce neapă de drum e ăsta? Ăsta e o câine, ce neapă era? Am călcat din greșeală. Hai mă, unde trebuie să mergem? Ce n-ai mă merge la atât de repede cu dubița pe nisip? Și noi avem barta de mașina de off-road și mergem mai încet ca ei. We're right
Sunt... Hai că am spus și să opresc. Take down. Nu cred că mi ajunge ea, stai că iau pistol. Jos. Jos. Aia nu băbuie. Jos. Stai că mai vine unul. Jos. Haide mă. Jos. Păi, e prea ușor, mă, cu pistolul, mă, frate. Ia să ne punem mai... O, ba, nu, aici, că aici e o butelie. Shit. Oare a murit? Da, a murit. Mamă, ce... De asta, ce... Abilitate specială are asta. Ups, 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 stai că trebuie ceva noi. Hai, te plăiești acolo. Nu prea îmi place ținta, e un punct alb și suntem în deșert. Și văd că e cam greu de țintit. Hai mă, să vedem unde-s băieți. Unul ar trebui să fie undeva pe aici. A, de fapt nu mai e nimeni, adică nu mai văd pe nimeni. Bun, uite, doi acolo. Bof, unul jos. Jos. Holy fuck. Ce naiba se întâmplă cu tipul ăsta? Unul vine acum în partea asta de aici. Mort. Bă, easy. Holy fuck. Cred că l-am omorât pe ăla. Holy fuck, sunt mulți. Hai să ne tragem. Deocamdată mă omul de trag în butelia asta. Hai să vedem ce facem acum. Ce faci, mă, Trevor, mă? N-a murit ăsta, mă? Mă, da. Returnă. Ok. A, gata. Asta a fost tot. Hai, mă, că a fost easy. Easy peasy lemon squeezy. Wade, ce pizda, mă, tine? A, îl trimite să-l caute pe Michael. Bun, a fost easy. Mama, e de cine bun, Trevor? Ne pune cumva să intrăm în ăla. Oh, nu. Te-ai dus, n-ai venit, tipule. Ups. Pua, i-am băgat casa în apă. Trebuie să o amăm. Uite unii puroși.
Iepuraș mititel. Asta o să fie încă un episod în care nu o să vorbesc aproape deloc. Dar nu știu, n-am așa nicio idee de vorbă, de subiect de discuție. În joc nu prea se întâmplă cine știe ce. Să pot să comentez și eu. Ia să cum ce ne știm first person. Ce? Oh. Ce? Ia uite și pe acolo. Numai că nu gen e first person, gata. Mi-a făcut trebuie o surpriză. Nu, sper că n-am călcat călcat pisica aia, fuck. Se mai întâmplă în jocuri, nu în realitate. Copiii nu călcați pisticile în realitate. Am ajuns la Ron. Ești mică în mașinuța asta. Oare pot să o tunez? Am făcut cu cea lui Franklin. O, asta e casa lui Trevor. O, nu. Arată ca naiba. Cine poate să locuiască aici? E oribil. Ok. Mr. Phillips. Cât bani avem? 108.000. Sună Ron. Bă, înainte să mă duc la punctul ăla, la o misiune, vreau să văd dacă pot să-mi customizez mașina pe unde ar trebui. O să merg până aici. Până acum, în toate episoadele, am făcut misiuni, cred. Și vreau să facem și ceva nou. Să mergem să customizăm mașinuța noastră. Să vedem cum o să arate. Mama, avem 5 km de mers până acolo. Oh, nu. Îmi pare rău pentru asta, băieți. Dar trebuie să suportați drumul. Merge și încet nebunia asta de mașină. Sper să pot să-i fac ceva. Poate mergem până acolo degeaba. Dar nu cred, trebuie să meargă. Am intrat pe autostradă. Mama, am văzut în Dubai e autostradă cu 4 benzi sau cu 5, pe undeva pe acolo, nu știu, sigur. Cu multe benzi, totuși, sunt multe. Și ce-au construit ăia în ultimul timp e pe nimic, adică au construit pe apă. Mama, e incredibil față de noi românii care ne chinuim la autostradă, vai de capul nostru. Când încep românii să facă o lucrare la metrou sau ceva, durează 50 de ani. Cred că o să fie în noapte. Nu pot să te ajut acum, doamnă. Îmi place că atunci când mergi pe stradă mai sunt oameni de ăștia care au nevoie de ajutor, gen vine un hoț și le fură mașina sau mai știu eu ce, le fură banii. Și ești mai chiar că poți să te ajuți.
Jocul ăsta, s-a lucrat extrem de mult la jocul ăsta, cred. Adică sunt unele detalii foarte bine făcute. Sunt unele lucruri detaliate ca lumea. Haide, băieții mei. Sfârșit am ajuns. Bine, de fapt mai avem puțin, dar nu... Nu încerc, nu pot să iau pe aici. Cum o să mă arăt? Uite că merge. Stai că sunt ce idiot. Ce chestie de acolo? Mai e un semn. Credeam că e ceva deasupra. Mă rog. Ok, și pe unde ar trebui să intru? Bă, să-mi bag picioarele. A, uite pe aici. Ba da. Hai să vedem. Bun, hai să le reparăm. Mu, cum arată armura. Uite-mă că merge. Pun toate astea noi. Arată mai bine așa. Așa. Și care e diferența între asta sau asta? Vreau așa. Îmbunătățim motorul. Nice, astea îmi plac. Fie așa negru în față. Hai, punem așa. Asta așa. Nu, aici nu umblăm. Punem xenoane. Plate. Facem neagră. Roll cage. Asta nu-mi place. A. Nu. Asta. Transmission. Facem turbo, punem. Ia să vedem. Punem ceva de off-road. Ce ne dau aici, băieți? Ce aleg pe astea? Da, astea. Bun. Stai. Back. Window. Și asta e tot. Bun, hai că nu ne-am luat atât de mult. Bă, și arată bine. Wow, mie îmi place cum arată față de cum arăta. Mi se pare bombă. Cum ar trebui să mergem? Ia să vedem, avem două misiuni pe hartă. Mergem la T-ul ăsta, că e mai aproape la Trevor. Bun, hai să vedem. Hai mă, treci tu, că nu mă până trece asta. Bun, hai că ajungem repede înapoi, încă 5 km înapoi. Bă, dar nu m-am uitat la cât am început filmarea, ca să știu cam cât o țin. Cred că mai facem o singură misiune, fi ok. Sau să mai facem două, mi-e frică că după o să fie prea mult. Sau dacă o să facem una, mi-e frică că o să fie prea puțin timp. Adică mă refer la episod, că o să fie prea scurt sau prea lung. Mamă, ce mașină a trecut pe acolo. Pe acolo. Pe acolo, mă, băieți, mă. Să trecem repede pe aici. Ups. Bă, deja mi-a lovit mașina. Wow, hai că am aprins toate luminile. Se vede mult mai bine, e gen faza lungă asta. Încă 2 km și ajungem. Hai că nu mai avem atât de mult. Sper că nu v-ați plictisit. Nu. Am făcut o varză. Ups. Hai că am intrat și în pod. Bă, dar nu s-a lovit. Asta e bine. Înseamnă că rezistă. Mai am 1 km 73 de... 730 de metri. Bă, văd că s-a îmbunătățit, adică merge și mai repede mașina. Nu mai merge ca un merg. Bă, dar ăștia schimbă banda așa dintr-o dată, mă, și enervează. N-au și semnal. Ia uite-l și pe ăsta. Numai șoferii pune aici în jocul ăsta. Intrăm pe contrast.
Și am ajuns. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Yo, wait, you little shit. Whoa, whoa, whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45, find them. Los Santos is a big place, Trevor, there's lots of people. Dacă nu-l găsești mai repede, te omoară, Trevor. Trebuie la cum stă acolo. Tuturor le e frică de Trevor. Ammunition, ok. Pune și noi un skin, ceva frumos, uite, o să-mi place, Star Wars de fetițe. E gata? Go. Ok. Vreau și o armură. Iau pe asta, 2500 de ei. Asta o iau, pe cea mai mare. Hai, mă, că acum mergem. Go to run. Ok. Ce șmecher să mergi cu ATV-ul? Pe aici? Mă, am luat doi cactuși în gură. Aici pe rău, numai ce ne-a se uită. Că bă, pe scară. Să mor mai sus. Ok. Mamă, ce priveliște am de aici. Ia uite ce skin am pe AVP. Del peron. Che pasa? Așa trebuie să facem aici. Stai bă, stai că te vedeam. A, uite acolo. Ok, mă, ok, da, cobor. Oh, uite un... Namic, buf, jos.
să trag în lumini. Fuck. Oare trebuie să trag în el? Mi-e frică că dacă trag în el să cadă buca pe volan și o să înceapă claxonul de la mașină și poate vin ceilalți. Ok, l-am pus jos. Ce-i asta? Ok. Unde ești, mă? Unde e? Unde are nevoie? Am uitat. Ce? Nu mi s-a părut. Unde-i mă, frate? Dacă am omorât. Bun. Mersi, Ron. Ok. Bam. Se aude un elicopter. Unde? Uite-l, văd. Bun. E easy. Trebuie să mă duc să-l ajut. Peron. Airstrip. Holy fuck, vin băieții. Te rog din camia, cam. Oh my god, am doar shotgun. Unul jos. Uite unul acolo, jos. Jos. Mi-ar trebui și mie o armă puțin mai bună, nu cu căcatul ăsta. Ah, nu văd nimic de la focul ăsta. Ia să vedem, mergem pe aici să vedem ce se întâmplă. Hai că nu văd pe nimeni. Oricum am abilitatea să văd pe cineva acolo. Asta n-a murit. Fuck, cât trage mie. Marș. Hai că am murit. Mai vine unul, mai vine unul. Bun, e mort. Mai e unul acolo. Mai e unul acolo. Mort. Nu e mort? Bun, acum. Ah. Ce eu sunt. Nu am așa ăștia arme puțin mai bune? Ia. Bun, hai că am luat o armă puțin tel mai bună încă una. Hai că am luat gloanțe. Holy fuck. Ah, nu, acolo e nimeni. Bun, unul mort. Holy fuck. Jos. E ușor. Chestul de plea. Ok. Ok, mă, stai mă puțin. Holy fuck. Trag după aripă. Am gloanțe infinite. Că o să fie ușor să tragă în băieții ăștia. Ala-i mort. Holy fuck. Jos. Hai mă. Cât ești mic este protejit ăsta pe aripă. Hai mă, unde-s băieți? Ia să mai tragem pe aici, nu? Când ne-am calez. A, uite aici o butelie. Ce mai poate să pupă pe aici? Băi, voi ăștia din mașină. Trebuie să trag la cap mai mult.
jos. A fost ușor. Ce cu cel nebunul s-a aruncat? Bă, ce, bă, cât de nebun poate să fie caracterul ăsta? O, nu. O să conducem un avion. Mare greșeală că te-ai urcat acolo. Hai că nu ar trebui să fie greu. Am decolat, băieți. Deci, se conduce ca în GTA San Andreas. Ce faci, măi, băiatule, măi? Bă, ăsta nu cade? Stai așa cum se cade imediat. Am stricat cumva aripa sau e o pată de sânge? Ok, ia să vedem. Oh, yeah. Încă una. Yeah. O să încerc să zbor pe sub aia? Nu, nu, prea periculos. Dar pe sub ăla sigur o să încerc să zbor. Nu, 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 mi-e frică, băi, sincer mi-e frică să nu pierd misiunea. Că am făcut ceva până aici. Cam cât mă pune să merg cu avionul. Ia să vedem. Ce? Se aude un b-boy, dar nu știu de unde, sincer. Au, era o alarmă. Bun. Ce n-am mai face avionul în halul ăsta? Sunt turbulențe, ce n-am curenți de aer care mă bruiază zborul meu. Nebunesc, ce tema? Drop the space. Ok. Hai să mergem mai departe. Trebuie să mă întrec cu ăsta până la airstrip-ul ăla. Stai că deja mă pierd, nu, nici măcar nu pot să mai controlez cum trebuie. Haide mă. A fost easy. Oare pot să trag în avion? Bă, stai că intru cu el în... Mamă, cât de șmecher se vede soarele și cu norul ăsta. Și cu avionul. Mamă, cât de șmecher e. Stai că e atât de șmecher când o să intru cu el în munte. Sau în deal. Nu, e munte ăsta. N-are cum să fie deal. Nu mai am mult. De mers. Ah, ba, de fapt mai am. Credeam că e chiar aici, nu? Ia să facem noi o de-asta, așa. Poate fac vreo prostie acum și intru cu el în apă. Umbra cred că se vede în spatele meu. Nu, nu se vede nicio umbră. Holy fuck. Air. A, trebuie să îl bag pe pistă. Ia să scoatem rotițele. Ce ținem cât putem de mult. Și... aterizăm. Perfect. Bă, a fost simplu. N-a fost cine știe ce.
Ia să vedem acum cum îl băgăm noi, mă, asta că se zice că... Bun. Hai că a fost ușoară misiunea asta, nu a fost cine știe ce. Bun, pot să cumpăr chestia asta. Ok. Bun, am terminat și misiunea asta. Bă, fratelor, și cam atât. O să închei și eu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut!